Gata, prietene, am ajuns. Hai, bună ziua, prietene. Plajă cu tuniță. Ia să vedem. Da, uite ce bate vântul cu tuniță. Aici, la hotel. Acum mergem la plajă. Roșu cu castraveți. Uitați castraveții. Bucătare. El papă. Ia uite-l. Trebuie să-mi fi și eu mașina, le ultime. Deci că-ți faci garafa acolo. N-are nimic. Ce faci cu tunița? Aici te îmbraci. Nu, mă uite la fesa aia, de prea mult. Ia uite de aici. Am aici alta, mă schimb că în alta. Am luat o roche foarte frumoasă. Dar am în punghiță, mă schimb. Ai luat și prosopul meu? Da, l-am luat. Unde mergem cu rânza asta pe dragă? Hai. Mâncăm acolo pe plajă cu tuna, ce vrei să faci? Și dacă o mănâncă lumea? Și mai îmi dai și castraveți pe plajă? Da, hai da. Hai, Doamne, dacă se strânge toată plaja pe noi? Păi și ce? Păi spune-o că nu e de vânzare. Nu e de vânzare, domne. Mamă, ce vreme, leuță! Vreme rea sau vreme bună? Auzi, poți să stai pe plajă acum? Da, eu intru în apă. Păi cum? Îmi ia vântul și pălăria din cap. Dar mâine să vezi soare. Am venit și eu Cătăline să mă bronzez. Unde mă bronzez acum? Da, că te bronzez acasă. Am zis, am văzut pe... că ce bate vântul de nu poți să stai. Suntem în ianuarie. Am văzut pe ăla că era 80% ploaie astăzi. Și ai mâine e soare. Ai văzut, dar n-ai spus. Dacă spuneai, rămâneam la Alin, la București și nu mai veneam acolo. N-am știut. Auzi, bine că am prins camera, datorită lui Ali, ne-a rezervat camera. Lui Ali Baba. Am trecut în rezultat de el. Mulțumim, Ali. Așa te așteptăm, Ali, ce-a zis cu David. Vine cu crevetele. Fără Miaela, lasă pe Miaela acasă. Vine cu crevetele. Să vină cu crevete că... Au paca găinile. Mamă, ce viu e asta. Mă, Cotonițo. Aici nu-i plajă, Cotonițo. Nu e plajă aici. E bazin de apă. Pe unde mergem la plajă, domnule? Nu e plajă. Pe ocolit un pic, Ce ai făcut cu Tonițo? Ne-ai adus la mare acum. Mă gândesc să nu ne trimis Alin la altă mare. Mai știi? Nu o fi mare asta care vine toată țara aici. O fi la Dunăre aici. O fi la Dunăre. O fi la Mare Neagră, la ceva la... Unde? Unde? Păi dați-vă jos și căutați acolo. Ce căută, măi, ce așa? Vezi ce-a făcut Alin? A, uite-o acolo, mă. Uite-o, mă. Asta greutate, luai-o pe mine. Nu trebuia să iei tot ce-i mea. Și nu-i nimeni pe plajă. Da, nu-i nimeni, uite. Nimeni nu e, frate. De ce ai făcut Leo? Hai de capul nostru. Eu ți-am zis, Leo, să venim luna viitoare, vezi? Eu asta vreau să văd. Așa o să faceți voi. Da? Unde stau și eu acum să mă bronzez? Cu fetele, nu poți să stai și tu, că nu e nimeni. Că-i frig, da? Păi și în rochea mea, cum mă schimb și eu la asta acum? De ce? Unde cumpărai o fustă mai frumoasă, așa, mai transparentă. Dar rânda degeaba, frate, unde e aici? Ce se face aici? Ce uite fac? Ce e. Ce ai făcut, Leuț? Unde m-ai adus? La mare, unde să te duc? La Constanța. Aole, trebuie să lasă asta la mașină, n-are rost, că nu stăm niciun. Hai acum, și acum, dacă tu te știi cum aproape. Hai, stăm și noi acolo, mai facem o băiță. Stăm și noi, până... Mai o bălăcală. Nu ducem și stăm în cameră. Păi nu, dar nu trebuie să iau ăsta, după tine. Lasă, că bagajele. Ne tăiem și noi acolo, să rănânză, să mâncăm. Să mâncăm acum, e rânză numai tot. De-aia am venit aici. Să mănânc rânză aici. Am venit că să stau la plajă. Unde să stai la plajă acum? Nu e nimeni! Leuțu-i de vină, gata. Ce e Leuțu de vină? Tu ești de vină că nu ne-ai spus vremea cum să prezintă.
Dacă tot eram pe drum, am tăcut din gură, mai ziceam vremea 80% ploaie. Auzi, Cătăini, 80% mai ziceam vremea. Mă, femeie, hai înapoi, să merem acasă. Uite pe cuțulică. Mă, de ce să mergem acasă? Am venit atâta drum. Nu vezi că nu-i nimeni aici la plajă. Cum nu este? Uite, întrebăm pe domnișoara, poate ne spune. Nu e nimeni, domnule, de ce vreme urâtă, trebuie să ne întoarcem. Hai la apă acolo, să văd și o apă, la ce m-ai adus? Uite, care atâtea bagaje după mine. Doamne, care atâta bagaje. Hai el, papo, hai da. Auzi, vând rânza și ne întoarcem înapoi. Mă, omule. Vrei da. Să vând? Da, scoți banii. Dar de ce o vinzi? Acum o păi pun la vânzare. Ce mai mâncăm? După aia o mănânc la restaurant, doi o fire de cartofi. Ce mănânc auzi, acolo? Auzi, mâine o anunțat mai rău. Se schimbă vremea mai rău. O mai top, vijulii, tsunami. Bine a făcut Leonardo când a venit. Păi vezi, aia cred că blestemele lui. Da. S-a întâmplat așa. Haide, hai bucătare, hai. Hai mă acolo, hai mă Cătăline, nu ne supăra, am venit și noi pentru prima dată cu tine în vacanță. Păi și vezi unde dai un suflet, vezi cum e. Faci plajă acum. Toată lumea se duce, chiar dacă e vremea nu e călduroasă. Aoleu, cu drum am venit 600 de kilometri ca să vedem întuneric. Uite și ce greu e. Uite și să car și astea pline cu băutură după mine. Doamne. Hai bucătare. Vreau să o lasăm la mașină. Hai da, hai. Hai. Hai să mergem, hai. Hai mine atunci. Hai așa, amândoi. Aoleu. Așa. Mamă, ce grea e. Ia-te-ne. Lasă, că ridicăm parele, nu mai sunt grele. Asta că acolo e ușor treaba. Pun și eu astea jos. Am o frică, nu mai pot să... Ia uitați, prieteni. O sticlă de vin. Sticla de vin zburătoare. Ia uitați, prieteni, ce am strâns aici. Elicopter. Trebuia să-mi iau și eu un din ăla, un colac, mai mare. Uite ce notă copilul ăla mic. La tataia. Bine, la bine, 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 ca unde a venit pe drum. A, păi prima zi așa e. Tot. Uite, mă, și-a plină de alea multe specii de alea. Mai adun și mâine. Uitați ce vânt. Dacă și mâine e așa plecat. Uite să băiat mâine e soare, frumos. Călărim valurile. Galbenă. A zis ce e de-a galbenă. Mamă, păi știe și ea nu ce e asta. Asta n-ai dat de agiene până acum. Era piculat. Mamă, ce agitat e marea. Ca să vă dau cu iuma așa. Se bea apă la mare. Uite. Am băut eu atâta apă serată. Stai așa. Păi sunt așa, mă, să nu mă vadă. Da. Pe, cum e la noi. Păi pune pe tine, de ce mai desfaci ăla?
Lasă că n-are nimica. Hai noroc, prieten, Doamne ajută la toată lumea. Ia uitați ce merg băieții cu ăla. Dicântea. Toată lumea plecă, hai și noi. Păi noi mai avem două zile la dispoziție. Măcar să profităm de, dacă tot am venit până aici, atâta distanță, stăm până noaptea noi aici. Dumnezeu, cât drum am venit, mă doare capul și acum nu-mi trece durerea. N-am nici pastilele aici la tine, am un jantă, mașină. Ce-i ceva de dure de cap și de da, uite când începem. Hai să mergem și noi pe jos, ori dacă nu, nu te simți bine acum, mâine mergem la casino. Ce e acolo? Acolo e casino al vechi. Păi ce facem noi la aparate de noroc? Nu e aparate, mă, acolo așa e casino al vechi. Legenda Constanței. Nici cafelele n-am putut să le bem. Da, uite cafea, vezi? Și uite, nu simți gustul nimic. Asta e de ce să mă obișnuiți cu aia noastră de da, acolo. Da, vezi și nu suport asta în față. Păi știi să noată? Da, uite, știe, da. Dacă mi-a intrat mie de 20 de ore apă în gură. Mamă, ce agitate copilul acasă. Da. Bobiță. A sunat, Doamne, plânge. Am zis că suntem la Timișoara, dar nu crede. Mia e la sun în continuare. Da, așa. Dar nu mă vadă pe mine, se vadă marea, nu pe... Păi a venit în fiecare an, eu n-am venit niciodată. Păi ce, eu-s marea. Nu se mă vadă pe mine, se vadă marea. Ia. Da. Valina a înțeles altceva, a zis că e prea agitată de când a auzit că ești tu aici. Da. Poate vrea să facă, să facă vloguri cu mine. Ia. Hai, bucătare, că e frig. Ce, trebuie să merem? Mm. Prieten, asta e. Am adus copilul, nu știe cum să fugă acasă, acum la cap. Păi e frig, serios, uite, vânt. Vreau mai înainte, la mare. El e unul de tot, că e aici. Hai, vedem mâine. Ce vreme o fi mâine. O, da, bună, Dumnezeu, să fie mâine, o vreme mai uite, frumos. Uite, uite, că a ieșit Sorinel acum. A ieșit Sorinel. A apărut dintr-o dată. Mai stăm dacă ai și Sorină. Prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog. La revedere, prieteni! La revedere! Revenim mâine, prieteni, la mare aici. Vă dăm detalii ce facem aici.